Gospodăriile din județul Cluj sunt singurele din țară care vor primi gratuit substanțe dezinfectante pentru asigurarea unui grad sporit de protecție împotriva extinderii epidemiei de peste porcina africană. Declarația a fost făcută în emisiunea În vizor de către Ioan Oleleu, șeful Direcției Sanitar-Veterinare Cluj. Substanțele dezinfectante furnizate, cele mai eficiente și mai ieftine de pe piață, vor fi plătite de Consiliul Județean Cluj, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții. Am făcut o solicitare Consiliului Județean ca o măsură stabilită și în Centrul Local de Combatere a Bolilor, să declanșăm una dintre cele mai importante măsuri de biosecuritate prin achiziționarea unei cantități însemnate de dezinfectant și sodă, sodă caustică, astfel încât la fiecare gospodărie din județul Cluj să impunem aceste măsuri de profilaxie generală. Hotărârea va fi luată în următoarea ședință de Consiliul Județean, care va avea loc abia în 28 august. Județul Cluj nu este afectat până în acest moment de peste aporcină africană, însă măsurile de precauție sunt importante și trebuie respectate la nivelul marilor ferme, dar și la nivelul fiecarei gospodării. Pentru această boală, pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate și gestionarea rapidă a posibilelor focare de boală, mai exact raportarea, restricțiile privind mișcarea animalelor, a produselor provenite de la porcine și sacrificarea animalelor susceptibile.